Iubiții mei din școala prieteniei cu Dumnezeu sunt mișcate în adâncul sufletului meu de ceea ce urmează să învățăm împreună. Ne găsim în cea mai înaltă școală, numită școala prieteniei cu Dumnezeu. Noi suntem cei mai umili dintre studenți, să ne ajute Dumnezeu în direcția aceasta, dar școala în care suntem este o școală foarte înaltă. Este școala îngerilor, este școala Domnului nostru Isus Hristos, este școala noastră. Este școala veșniciei, școala prieteniei cu Dumnezeu. E o știință a sfinților care nu se studiază pe bănci în universitate, ci în Templul Duhului Sfânt, acolo unde se petrec aceste tranzacții divine între Ființa noastră și Dumnezeu. A dori să spun un simplu cuvânt la început și anume că prietenia cu Dumnezeu nu este o plimbare cu barca pe un lac oglindă, ci mai degrabă este o luptă. Așa după cum viața de familie este o luptă, viața de biserică este o luptă, viața de socială este o luptă pentru existență o generic numită, dar în același timp este a lupta pentru ideal noi luptăm pentru acest ideal. Este o luptă. Și se întâmplă ca și cum, ca atunci când mergi cu barca împotriva curentului. Nu pe un lac liniștit, ci împotriva curentului. Îndată ce ai încetat să vâslești, barca merge la vale. Și dacă nu vâslești mai mult timp, apa te va duce mai departe de punctul de unde ai plecat. Asta ne avertizăm în Mântuitorul în niște cuvinte de-a dreptul înfiorătoare. Starea, de pe urmă, ajunge mai rea decât cea din Astfel că prietenia este o luptă. Credința este o luptă. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Nu credem așa pur și simplu dormind, ci este o luptă pentru a păstra flacăra credinței. De asta îi spunea Pavel lui Timotei, înflăcărează Duhul care este în tine. Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom merge împreună în epistola lui Petru, în capitolul 3, în care el ne vorbește de la versetul 18, creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Creșteți! Creșteți! De ce este necesar? La cap în, capitolul, în același capitol uh, 3, al, la doua, de la a doua epistola lui Petru, el ne spune că există o clasă de oameni care iau cuvântul lui Dumnezeu și îl răstălmăcesc sau îl, îl procesează uh, spre pieirea lor. Și ne îndeamnă în versetul 17, prea iubiților, știind că se întâmplă așa ceva, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Aceasta se întâmplă în momentul în care încetăm să lucrăm și să luptăm pentru prietenia noastră cu Dumnezeu. Suntem târâți pe un curs destructiv. Păziți-vă să nu cumva să vă lăsați târâți de așa ceva. Păi care ar fi antidotul împotriva târârii acesteia înapoi de unde am plecat sau mult mai jos de, de două ori mai rău ca voi sau de șapte ori mai rău decât înainte? Care este antidotul? Creșteți în harul și în cunoștința Domnului nostru Isus Hristos. Ce înseamnă să crești în har? Înseamnă să vezi harul lui Dumnezeu așa cum nu l-ai văzut până astăzi, să-l vezi manifestându-se în viață în atâtea forme și nuanțe. De pur și simplu, vorba lui Solomon nu se mai satură ochiul privind. Chiar astăzi i-am scris lui Silviu cu privire la o temă pe care o avem în lucru și i-am spus zic, că aici nu este vorba de un uh, ciorchine de învățături uh, și de lumină, este vorba de un ciorchine de ciorchini. Pentru că fiecare concept se dezvoltă la rândul lui într-o multitudine de concepte sfinte care hrănesc și întăresc sufletul. Nu vă lăsați târâți pe drumul acesta, că vă veți pierde tăria. Nu mai ai tărie să lupți contra curentului în momentul când îndoiala intră în suflet, când suspiciunea intră acolo, când vederi strâmbe și neadevărate cu privire la Dumnezeu. Uitați-vă între oameni, în ce se schimbă părerea unui om despre un alt om, imediat se răcesc relațiile și încep să apară tot felul de simptome ale morții, Prietenii acestea. La fel, adică aceeași lege care operează în domeniul prieteniei cu Dumnezeu. Prietenia cu Dumnezeu nu este statică, nu este o mobilă în casă care trebuie doar ștersă de praf, nu necesită altceva, întreținere. Prietenia cu Dumnezeu este dinamică. Și dacă vorbim de luptă. Este vorba de lupta aceasta a creșterii în prietenia cu Dumnezeu, care însă cere o anume destinație, o, o anume ștachetă, un anume obiectiv, un anume ideal. Lupți, lupți, dar pentru ce lupți? Cetățeanul turmentat nu știe pentru cine votează. Eu pentru cine votez? El votează, dar nu știe pentru cine votează. Unul luptă, dar nu știe pentru ce luptă. Pavel spune, zice, eu mă lupt, dar nu nu așa ca și cum aș lovi cu pumnul în vânt, alerg, dar nu aiurea, ci am direcție, știu, alerg spre țintă. Țintă. Care e ținta prieteniei noastre cu Dumnezeu? Ținta prieteniei noastre cu Dumnezeu, ținta aceasta care o face dinamică și o, o face o luptă pur și simplu, este asemănarea noastră cu El. Acesta este rodul prieteniei adevărate cu Dumnezeu. Acesta este semnul autenticității prieteniei noastre cu Dumnezeu. Lupta pentru asemănarea cu El. Și lucrul acesta ajunge până la inimaginabil, capitolul Galaten, capitolul 2, versetul 20, text atât de bine cunoscut, până acolo când nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acesta este idealul sau obiectivul prieteniei cu Dumnezeu. Nu este simplă asociere, asociație. Împreună stăm într-un compartiment, călătorim împreună, ne ținem de vorbă sau ceva de genul acesta. Chiar ieri am, am avut o experiență destul de. Două persoane nu încetau să vorbească continuu, continuu despre tot felul de lucruri pe care le deplineau ca să ocupe timpul, pur și simplu, fără nicio direcție, fără nicio vreo A fost doar vorbăria aceasta. Nu Prietenia cu Dumnezeu nu este ținut de vorbă. Nu este umplerea timpului sau, cum zice unul, omorârea timpului. Nu, prietenia cu Dumnezeu este cea mai înaltă chemare și luptă a sufletului nostru, tinzând și mergând către obiectivul acesta al asemănării noastre cu El. Și asemănare nu înseamnă copie, ci înseamnă identificare cu El. până acolo încât am găsit în cartea Hristos, Lumina Lumii, este un comentariu al vieții lui Isus. Am găsit acolo expresia aceasta că ajungem până la o identificare a gândurilor noastre. Pavel spune aceasta, noi avem gândul lui Hristos, adică gândim, gândim în prezența lui, Gândul nostru este conectat cu gândul lui Hristos, gândul lui Hristos este conectat cu gândul nostru. Noi nu gândim izolat, nu gândim fără reper. Urca... Unde vrei să mergi? Au întrebat-o pe Alice, Alice în Țara Minunilor, la o intersecție, adică să dreapta sau stânga, nu știu unde să o iau. Pe unde vrei să mergi? oriunde a zis ea, atunci ai să o iei ori la dreapta, ori la stânga, nu e nicio problemă. Aici e, suntem însă confruntați cu cel mai înalt ideal care este identificarea sufletului nostru cu Dumnezeu. Ați văzut expresia e, pe care o aplică Scriptura la prietenia dintre David și Ionatan la iubit ca pe sufletul lui. Lucrul acesta se aplică la prietenia noastră cu Dumnezeu ca pe sufletul lui. Suflet în sufletul lui. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în acest mămișc, în acest mediu. Omul a fost creat mediul de, în care a fost creat omul este Dumnezeu. Și a fost la București niște arhitecți americani pe timpul lui Ceaușescu și încercau să strecoare Evanghelia, foarte fin arătând că ființa umană re reacționează pozitiv în mediul verde, fiindcă a fost creat în mediul verde. Este un, o etapă, sau este un element al creației, dar mediul de creație, mediul unde s-a născut omul este mintea sau gândul lui Dumnezeu să facem om. Acolo s-a născut lucrul acesta și omul este om numai când este în acest mediu. Acolo el se simte acasă și acolo trăiește el cu adevărat viața. Dar nu ca un străin sau ca un asociat, ci ca unul care se identifică cu el. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceste cuvinte le găsim în rugăciunea Domnului Isus și nu să vorbim teorie prea multă pe tema aceasta, pentru că nici nu se poate teoretiza, practic, ci se poate, doar, se poate doar trăi, nici măcar nu se poate explica lucrul acesta, ce simte, ce trăiește un om, cum ar fi psihologic. Nu, este ceva, este o trăire atât de înaltă și atât de profundă, încât nu poate fi prinsă în cuvinte, dar poate fi trăită. La aceasta suntem chemați noi. Și găsim aceste cuvinte în rugăciunea Domnului nostru Isus Hristos din Ioan 17, versetul 21. Mă rog ca tot să fie una, nu numai între ei. Acesta este efect, nu este cauză. Și dacă nu suntem una între noi, aceasta indică spre faptul că nu suntem una în El și cu El. Unirea sau armonia din casa noastră sau din biserica noastră sunt rod și produs al unirii, al identificării noastre cu Domnul. Și să ascultăm, mă rog ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Aceasta este relația, aceasta este atmosfera, mediul în care suntem chemați noi să avem mișcarea și ființa. În el avem mișcarea și ființa. Cum au zis și unii dintre poeții voștri, continuăm. Pavel, ceea ce arată că lucrul acesta a existat, este prezent în conștiința umanității din totdeauna. Ca ei să fie una cum suntem noi, cum, sunt, cum ești tu, tată, mine și cum sunt eu în tine, ca și ei să fie una în noi. Toți se țin la predici, să fim una fraților, să fim uniți, vorbă goală. Acest lucru nu este un produs, este o, o, o acțiune, o activitate. Acesta este un produs, este un, o urmare, este un fruct al identificării noastre cu Dumnezeu. Vine în mod natural ca ei să fie una în noi. Și acest lucru va produce în lume credință, ca să creadă că tu mai trimis. Și continuăm în versetul 23. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie închip desăvârșit una. Nu știu dacă am putut vreodată să vorbim despre a fi în chip desăvârșit una, dar tindem spre acest lucru. Toți cei care iubim într-adevăr în Sufletul nostru pe Mântuitorul și luptăm pentru identificarea aceasta, pentru a fi una cu El. Eu în ei și tu în mine ca ei să fie una în, în chip desăvârșit una pentru ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că ei ai iubit cum ai iubit pe mine. Wow, să îndrăznesc să mă gândesc la acest lucru? Îndrăznește, Dumnezeu a spus. Ești iubit de Dumnezeu așa cum a iubit El pe Fiul Lui Hristos, Iisus. Acestea, să convinge tată, Tatăl, spune Mântuitorul, că îi iubești așa cum m-a iubit pe mine, cu aceeași dragoste. E bine să știm acest lucru, dar e bine să vorbim puțin despre el, pentru că, într-un fel, această povară sfântă îți drobește sufletul, ca să știi că ești iubit de Dumnezeu cu aceeași iubire și ca să te gândești ce rece și ce străin, ce indiferent, ce pasiv ai putut să fii tu sau eu în față de, de Cel care ne iubește așa, cum a iubit pe Mântuitorul Tată. Vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Expresia aceasta mi-ai dat tu, de fapt, este o ilustrație sau o definiție a ceea ce înseamnă a fi una cu Hristos. Pe aceea mi-ai dat tu. Ei vor fi acolo unde sunt eu, și cine sunt acești ei? Ei sunt aceia care au fost una cu Hristos și Hristos una cu ei și apoi au fost una între ei. Aceștia, despre ei vorbește. Vreau ca acolo unde sunt eu să fie și aceea pe care mi-ai dat-o. Oferta este adresată omenirii și mie și ție, fără excepție. Orice om venind în lume. Oferta. Primirea ofertei, însă în parte lumea aceasta în două. Unii au primit oferta aceasta lui Dumnezeu, alții au respins-o. Scrie cuvântul lui Dumnezeu mai departe ca ei să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu, să fie împreună cu mine, nu se referă la un loc geografic, ci se referă la starea, la legătura fiului cu tatăl. Și să ascultăm cuvintele acestea mai departe, să fie împreună cu mine spune tuitorul și aceea pe care mi-ai dat-o ca să vadă slava mea. Adică ochii ne sunt deschiși de către Dumnezeu, nu de șarpe. Dumnezeu ne-a deschis ochii și pe frecvența aceasta vedem slava lui, adică vedem sufletul caracterului Dumnezeu, vedem inima lui Dumnezeu, slabă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeirea lumii. Cu această iubire suntem noi iubiți. Și rodul acestei iubiri este dorința fierbinte din sufletul nostru. Domne, vrem să fim acolo cu tine, unde ești tu. Dar Mântuitorul ei a spus, zice, prin puterile tale, tu n-ai să poți să mergi acolo unde merg eu, prin puterile tale. Dar prin rugăciunea mea, care spune, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și aceea pe care mi-ai dat tu, lucrul acesta se împlinește. Pentru că tot ceea ce este cu neputință la om, inclusiv mântuirea, este cu neputință la om, este cu putință la Dumnezeu. Aceasta este, deci, calea pe care mergem. Rodul prieteniei cu Dumnezeu este identificarea cu El, este trăirea în atmosfera aceasta, este prezența lui Dumnezeu trăind în noi și noi trăind în prezența Lui, eu în ei, după cum eu sunt în tine și tu ești în mine. Dumnezeu să ne conducă în cugetarea noastră spre idealul acesta. Fie că vom înțelege mai mult sau mai puțin, nu are însemnătate decât aparentă, pentru că, în realitate, este lumina de plină pe care o poate primi și absorbi sufletul nostru în acest moment. Am multe să-ți spun, îmi spuneam Mântuitorul, dar acum rămâne atât pentru. Lucrul acesta și fi vrut să spun altfel, spune Pavel, dar voi sunteți învățați cu lapte duhovnice, rămâne aici, a spus el. Lucrul acesta fiind, de fapt, răspunsul lui Dumnezeu, nu pe care ar fi dorit să-l dea, ci pe care poate să-l dea, datorită limitărilor noastre. Așadar, ne supunem în sufletul nostru acestui ideal al lui Dumnezeu, care sună ca și acela al exodului. Când Domnul le spune, noi le spune că v-am adus într-o țară și așa mai departe, ceea ce era adevărat, și v-am adus aici la mine. Adică prin experiența aceasta a țării promise, prin trăirea aceasta, au ajuns să cunoască adevărul despre Dumnezeu. Aceasta este și rugăciunea noastră, Tată, și pentru propriul nostru suflet, pentru propria noastră viață și pentru prietenii noștri iubiți, pentru toți cei care urmăresc prietenia cu Dumnezeu. Ridică ochii noștri de la pământul acesta spre planul pe care l ai cu noi, Doamne, prin care dorești ca acolo unde ești tu, în legătura cu Tatăl, acolo să fim și noi. Ne închinăm înaintea ta, te binecuvântăm și te slăvim copleșiți de atâta bunătate și de atâta iubire prin Domnul Isus. Amin.